August 1944, armata sovietică era de mai bine de un an în ofensivă și reușea să elibereze cea mai mare parte a teritoriului ocupat de armatele germanei naziste. Pe frontul de sud, România oprește ofensiva sovietică și stabilizează frontul în Basarabia, acolo unde se pregătea să respingă o nouă ofensivă sovietică. Pe 20 august este declanșat un nou atac, care a schimbat decisiv raportul de forțe pe segmentul de sud al frontului, dar și mersul războiului în general. Sovieticii, profitând atât de superioritatea militară, cât și de superioritatea tactică și informațională, înfrâng armatele româno-germane. Operațiunea militară a durat până pe 29 august și este cunoscută în literatura de specialitate sub numele de Operațiunea Iași-Chișinău sau Bătălia pentru România. Evenimentele din august 1944 au creat de-a lungul timpului mai multe mituri și au devenit un alt motiv de dispută din societatea moldovenească. Partida promoscovită consideră operațiunea Iași-Chișinău ca fiind una dintre cele mai luminoase evenimente din istorie, și anume eliberarea de sub ocupația germano-fascistă. De cealaltă parte, partida pro-română și euroatlantică consideră evenimentele de atunci ca fiind de tristă amintire, pentru că au urmat mulți ani de teroare și chin. Ce a însemnat, de fapt, operațiunea Iași-Chișinău pentru români și ce consecințe a generat pe termen scurt, mediu și lung, vedeți în continuare. Istoriografia comunistă a avut tendința să exagereze cu privire la succesul militar sovietic din cadrul operațiunii Iași-Chișinău. În primul rând pentru că sovieticii aveau o superioritate militară evidentă, 930.000 de soldați sovietici împotriva 650.000 de români și germani, 16.000 de tunuri împotriva 7.000, 1.900 de tancuri împotriva 400 și 1.700 de avioane sovietice și doar 650 de cealaltă parte. De asemenea, după 23 august, România trece de partea Națiunilor Unite și sovieticii primesc un suport semnificativ din partea armatei române. Haideți să vedem cum au ajuns românii să schimbe taberele militare. După dezastrul de la Stalingrad, la București era tot mai limpede că Hitler pierde războiul. Prin urmare, mareșalul Antonescu pe de o parte, regele Mihai și liderii partidelor politice pe de altă parte, au început negocieri cu aliații pentru ieșirea României din război. Speranțele liderilor politici români erau legate de o debarcare a anglo-americanilor în Balcani, iar România era pregătită să intre în război de partea armatelor anglo-americane. În schimb, România își dorea independență față de sovietici, fapt pe care anglo-americanii nu îl puteau garanta. Debarcarea în peninsula balcanică însă nu a mai avut loc. Iar la sfârșitul anului 1943, la Teheran, Roosevelt, Churchill și Stalin au decis că România urmează să intre în sfera de influență sovietică. Prin urmare, de fiecare dată când diplomații români doreau să negocieze capitularea în fața Marii Britanii sau SUA, aceștia erau trimiși să discute cu sovieticii, fapt de neacceptat pentru români. Așadar, la începutul operațiunii Iași-Chișinău, negocierile dintre români și aliați nu se bucurau de succese remarcabile. În perioada 20-22 august, trupele sovietice reușesc să rupă defensiva germano-română. Pe 23 august 1944, regele Mihai îi cere mareșalului Antonescu demisia. Antonescu refuză, iar Mihai îl arestează și decide ieșirea României din alianța cu Germania și trecerea în tabăra Națiunilor Unite. Lovitura de stat de la 23 august 1944 a adus România definitiv în zona de influență sovietică. Unii ar spune că România a fost eliberată de nazism. Adevărul e că armata sovietică a eliberat România și a uitat să mai plece. A plecat după 14 ani, în mai 1958. Cât a stat aici, a stors din România produse în valoare de 2 miliarde de dolari. Pe termen mediu și lung, România a fost supusă unui intens proces de sovietizare. Deja la 6 martie 1945, prim-ministru al României a fost numit Petru Groza, omul sovieticilor. Ulterior, cu ajutorul sovieticilor, au fost falsificate alegerile din noiembrie 1946, când comuniștii români și acoliții lor au obținut majoritatea. Ultimul prag de rezistență în calea sovietizării României a fost înlăturat în ianuarie 1948, când regele Mihai a fost obligat să abdice și să plece din țară, iar în fruntea României au fost puse niște scule docile Kremlinului.
Schimbarea de regim și trecerea de parte a Națiunilor Unite a permis României să recupereze Ardealul de Nord, dar a pecetuit pentru totdeauna soarta Basarabiei, nordului Bucovinei și ținutului Herța. Nordul Bucovinei și ținutul Herța au fost imediat alipite la RSS ucrainene, iar pe teritoriul Basarabiei au fost refăcute realitățile de la 22 iunie 1941. Mai exact, a fost refăcută Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, care urma să ajungă parte a Uniunii Sovietice, în calitate de Republică Unională. Ce a însemnat asta pentru noi? Păi, în primul rând, Basarabia a fost deposedată abuziv de aproape jumătate din teritoriul său. Peste 24.000 de kilometri pătrați au fost rupți din teritoriul Basarabiei și cedați către Ucraina Sovietică. La schimb, a primit puțin peste 4.000 de kilometri pătrați la est de Nistru, teritoriu pe care noi îl cunoaștem ca și Transnistria și care până în prezent este folosit de Rusia după bunul plac, adică pentru a ne șantaja. De fapt, procesul de distrugere a Basarabiei a început mult mai înainte de operațiunea Iași-Chișinău. Începând cu 1941, atunci când trupele sovietice s-au retras din regiune, acestea au aplicat tactica pământului pârjolit. Astfel, 70% din orașul Chișinău a fost distrus. Erau create detașamente care aveau drept scop aruncarea în aer a celor mai importante edificii, adevărate monumente arhitecturale, care au rămas doar în fotografiile din arhive. Prin trasarea granițelor din august 1940 și mai apoi 1944, sovieticii nu au ținut cont de realitatea etnică, istorică sau culturală și astfel au distrus integritatea etnică și teritorială a Basarabiei. Totodată, sovieticii au deposedat noua republică de gurile Dunării și au transformat statul moldovenilor într-o entitate geografică fără acces la mare, deci o entitate pe jumătate moartă. Sovieticii au intrat în Basarabia nu doar cu trupe militare, dar și cu armată întreagă de cinovniși, care aveau menirea de a introduce în scurt timp legislația și ideologia sovietică. Spre exemplu, ideologia sovietică menționa că nu există proprietate privată. Prin urmare, după 1944, are loc trecerea în proprietatea statului a clădirilor și pământurilor care aparțineau românilor basarabeni. Dar colectivizarea nu era privită cu ochi buni de către populația locală. De aceea, sovieticii au pus la cale foametea organizată din 1946-1947, organizată deoarece autoritățile sovietice nu doar că nu au intervenit pentru a diminua impactul distrugerilor cauzate de război și seceta cumplită, dar au confiscat și acele rezerve de produse alimentare pe care țăranii basarabeni obișnuiau să le facă. Cum ajung de fapt basarabenii să moară de foame? În primăvara și vara anului 1944, pe teritoriul Basarabiei se duc lupte intense între armatele sovietice și cele româno-germane. Tunurile și avioanele distrug nu doar clădirile și infrastructura, dar și câmpurile agricole. Pe fondul acestor distrugeri, basarabenii au fost și martorii unei secete nemai întâlnite. În toamna și iarna lui 1945-1946 au existat precipitații foarte puține, iar fluctuațiile mari de temperatură de la ger la cald au provocat uscarea solului. Prin urmare, recolta de cereale a scăzut considerabil. În 1946, țăranii basarabeni au strâns doar 365.000 de tone de cereale, de 5 ori mai puțin față de 1940. A scăzut de asemenea și numărul animalelor din gospodăriile basarabenilor, al vacilor cu 40%, al porcilor cu 88%, al oilor și al caprelor cu 38%, fapt pentru care potențialul alimentar al regiunii a scăzut drastic. Aparent, foametea nu a fost organizată de sovietici, ci este doar o consecință a capriciilor naturii, spun unii. Dar seceta a afectat și România, însă acolo nu s-a murit de foame. De ce? Pentru că în această regiune seceta era un fenomen natural obișnuit, așa cum e și acum. Prin urmare, țăranii români obișnuiau să pună deoparte rezerve de cereale pentru 1, 2 sau 3 ani, pe care o foloseau în caz de secetă. Ei bine, țăranii nu ar fi murit în niciun caz de foamete dacă nu ar fi intervenit autoritățile sovietice. Sovieticii, în loc să-i ajute pe țărani să depășească mai ușor criza și să nu moară de foame, erau preocupați de îndeplinirea cu orice preț a planurilor de colectivizare și colectare a produselor agricole. Cei responsabili de colectarea produselor alimentare la sate au început să măture podurile țăranilor, lăsându-i pe aceștia fără rezerve. N-au lăsat gram de cereale.
O bună parte dintre produsele colectate erau vândute peste hotarele țării. URSS era la acea vreme cel mai mare exportator, iar țărilor prietene de multe ori le trimitea cereale cadou. Asta în timp ce basarabenii se stingeau de foame. Foametea a fost atât de cruntă încât oamenii au început chiar să se mănânce între ei. Sute de cazuri de canibalism au fost atestate documentar în această perioadă, iar numărul lor cu siguranță a fost mult mai mare. Iată ce menționa un oficial sovietic într-un raport secret din 27 februarie 1947. Lipsa acută de produse alimentare au dus la aceea că populația adaugă în hrană rumeguș de lemn, strugen și cocen de porumb, semințe de ciulin, tulpini de floarea soarelui, etc. Aceste adausuri provoacă distroficilor boli intestinale acute, care duc la creșterea mortalității. Populația folosește în mâncare carne de câini, de pisici, hoituri de animale, e răspândit canibalismul. Potrivit datelor oficiale, în 1945, populația Basarabiei era de 2,2 milioane de oameni. În luna martie 1947, 1,7 milioane de oameni sufereau din cauza foamei. În mai puțin de 2 ani cât a durat foametea în Basarabia, peste 200.000 de oameni au murit de foame. Moldova sovietică a avut cele mai grave forme de înfometare din toată Uniunea Sovietică, iar oamenii decedau mergând pe stradă. De 150.000 de bărbați au fost luați cu japca la război imediat după august 1944. Aproximativ 50.000 nu s-au mai întors, fiind folosiți în calitate de carne de tun în cele mai dificile operațiuni militare sovietice. Ulterior, peste 200.000 de basarabeni au murit de foamete organizată din 1946-1947, iar alte câteva zeci de mii au fost recrutați în lagărele de muncă. Și când se părea că nenorocirile abătute asupra basarabenilor s-au terminat, autoritățile sovietice au pus la cale un nou genocid asupra poporului nostru. În noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, la ora 2 dimineața, a fost lansată operațiunea Iug, cea mai mare operațiune de deportări de pe teritoriul RSSM. Peste 35.000 de bărbați, femei și copii au fost ridicați în toiul nopții și transportați cu vagoane de vite în tundrele siberiene și în Kazahstan. Unii dintre aceștia au murit pe drum, alții ulterior, din cauza condițiilor inumane de trai și muncă. O parte dintre cei deportați s-au întors la Baștina abia după moartea lui Stalin și au trebuit să ia viața de la capăt. Vizați de aceste deportări au fost cei mai gospodari oameni ai țării, care au refuzat să intre în colhozuri. O altă categorie de oameni care au fost deportați în vara lui 49 erau rudele unor dușmani ai poporului. După principiul, dacă tatăl tău sau mama ta au fost arestați sau deportați anterior, atunci tu automat obții prin moștenire statutul de dușman al poporului. Au fost cazuri când și cei care benevol intrau în colhoz au fost deportați. Era de ajuns ca un vecin să aibă ciudă pe tine, mergea la organele de partid, scria o plângere pe numele tău și dus erai. În total, în cele 4 valuri de deportări de pe teritoriul Moldovei sovietice, peste 100.000 de basarabeni au fost duși în Siberia. Chiar și unii dintre politicienii moldoveni de astăzi, care tot plâng după URSS, sunt urmași ai celor familii deportate în Siberia, printre care și Zinaida Greceanu. Toți cei care zilele acestea sau oricând altă dată veți sărbători eliberarea sovietică, vreau să vă adresați o simplă întrebare. Ce înseamnă pentru voi a elibera? Dicționarul explicativ al limbii române spune că a elibera este a da libertate cuiva sau a înlătura oprimarea națională, politică sau socială. Mai exact, dacă sovieticii ne-ar fi eliberat, nu era logic să plece, să ne lase pe noi singuri să decidem ce vrem să facem mai departe. De ce în procesul de eliberare au trebuit să ne omoare cei mai deștepți și muncitori oameni? Sau pentru voi a elibera înseamnă să-l eliberezi pe om de avere, de familie și chiar de propria viață? Și încă ceva. Să nu uităm că mult prea iubitul și apreciatul Stalin de nostalgici nu a fost cu nimic mai bun decât Hitler. Ambii au fost dictatori oribili, care au masacrat milioane de oameni nevinovați. Cei doi, Hitler cu Stalin, au început împreună cel de-al doilea război mondial. La 23 august 1939, URSS și Germania nazistă semnează pactul Molotov-Ribbentrop. Oficial, acesta era un pact de neagresiune și a fost salutat de toată lumea, fiind considerat un pas important în menținerea păcii în Europa.
În realitate, pactul de neagresiune conținea și un protocol adițional secret, care împărțea Europa în două sfere de influență. Așa se face că, la doar o săptămână după semnarea protocolului, Germania a atacat Polonia. Sovieticii au trecut și ei la îndeplinirea protocolului și imediat au invadat partea estică a Poloniei. Deja pe 22 septembrie, sovieticii și naziștii s-au întâlnit la Brest-Litovsk, unde au avut și o paradă comună. În urma semnării acestui pact, cei doi dictatori hotărau soarta Europei. Basarabia era revendicată de sovietici. Armata lui Stalin ocupă Basarabia în 40, pe 28 iunie, alături de Bucovina de Nord și Ținutul Herței. Anume, acest eveniment a dus la venirea la putere a regimului Antonescu în septembrie 1940, care a fost un regim fascist, la fel ca stalinismul, la fel ca nazismul și nu cred că aș exagera dacă aș spune că la fel ca și putinismul de astăzi. Vedeți ce face dictatorul în Ucraina. În România interbelică, apropo, toate popoarele din Basarabia au trăit în pace și înțelegere. Nimeni nu era persecutat doar pentru că era gospodar intelectual sau de o anumită naționalitate. Înțelegerea celor doi dictatori, Hitler și Stalin, războiul pornit de aceștia și ideologiile extremiste de dreapta promovate de hitleriști, au provocat schimbări ulterioare care au fost dramatice pentru bunei și străbunei noștri. Pe parcursul perioadei interbelice, România a militat mereu pentru pace. Românii nu și-au dorit război, au fost implicați în al doilea război mondial fără voia lor și au fost folosiți drept carne de tun pentru a le satisface ambițiile unor dictatori însetați de sânge.